Poți scrie eu? Vrei să scrie? Hai că chiar îmi face... Dai seama, de la 4 bani s-au urmat la tablă, când îl vezi. De... Poftim. 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte n egal cu n pe lângă n plus 1 supra 2. Deci, asta e propoziția, predicatul, pe de n, da? Pe de n, spune așa, două puncte. E vorba de suma primilor n numeratoare, care ar fi egal cu n pe lângă n plus 1 pe 2. Să o facem prin inducție, așa. Deci, zi, Mihai. Deci, verificare, etapa întâi. Tu vorbești și scrii și dictezi lui Andreea. Verificare. N egal cu 1, 1 egal cu 1 pe lângă. Prin de 1 devine 1. Egal cu 2 supra 2, pe adevărat. Adică 1 pe lângă 1 plus 1, 2 pe 2, da. Adevărat. Pentru n egal cu 2. N egal cu 2, 1 plus 2 egal cu 2, 6 supra 2. Egal cu 3 egal cu 3. Da, e adevărat. Pentru n egal cu 3. Deci pentru n egal cu 3. N egal cu 3, 1 plus 2 plus 3 egal cu 12 supra 2. 6 egal cu 6, adevărat. Da. Deci nu e etapa a doua. Demonstrați. PDK. Presupunem că am verificat până la ordinul K. Presupunem că am verificat la ordinul K. Se scrie în partea a doua. Da. Cum ai zis, verificarea. Demonstrația în partea a doua. Ca să vă adunim. Demonstrație, da. Presupunem că am verificat până la ordinul K, da? Presupunem că PDK adevărat. Da? Că e verificat așa din aproape, din aproape, nu la 3, la 7, la 99, cât ai vrut tu, da? Adică ce înseamnă? Că mergând din aproape, din aproape, ai ajuns la, nu scrie, scrie exact. PDK arată astfel după care este. PDK arată 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus K vorbește. Plus K egal cu K pe lângă K plus 1 supra 2. K pe lângă K plus 1 pe 2. Deci verificăm până la ordinul K, pe de K așa arată. Ne întrebăm, chiar așa zici, ne întrebăm, pasul următor este bun? Ne întrebăm, pasul următor este bun? Adică pe de K plus 1 este adevărat? Pe de K plus 1 se întreba. Ne întrebăm, pe de K plus 1 adevărat? Asta e. Acum e problema, să vedem că și pasul următor este bun. Cine este pe de K plus 1? 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus... 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus... K pe lângă K plus 1. Plus K plus K plus 1. Deci, pe de K plus 1, aici este problema importantă, trebuie să înțelegeți. Pe de N ce înseamnă? Asta de aici. Pe de K ce înseamnă? Că în loc de N punem K. Deci 1 plus 2 plus 3 plus K. Egal cu K pe K plus 1 pe 2. Verificat. Pe de K plus 1 înseamnă că în loc de N de aici, punem peste tot K plus 1. Înseamnă 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus K, plus următorul K plus 1. Deci, uite cum ai trecut de la 2 la 3. Mă, uite, de la 2 la 3 cât a fost? 1 plus 2. Când ai trecut la pasul următor, 1 plus 2 plus 3, încă 1. Încă 1 după K înseamnă K plus 1. Da? Deci următorul termen după K, hai să punem într-o paranteză ca să înțeleagă, este K plus 1 pe egal cu. În loc de K, punem K plus 1. Uite. Și în loc de K plus 1, fiindcă e cu un pas mai în față, K plus 1 și cu 1, K plus 2. Deci K, K plus 1, trece în K plus 1 pe K plus 2 pe 2. Asta trebuie să arătăm noi, că nu știm că este bine. Și atunci, zicem, P de K plus 1 devine, și mulțim la ea, P de K plus 1 devine 1 plus 2 plus 3. Scrie-o, scrie-o, scrie-o. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus K plus K plus 1 egal cu. Până la K este deja știută de noi, făcută mai devreme, adică asta de sus, K pe lângă K plus 1 supra 2 și plus, în sfârșit, K
următorul termen de aici care s-a dat, K plus 1. Să arătăm că este egal cu K plus 1? Să vedem, nu. Muncește. Da. Membru stâng. Practic, tu ai luat MS, da? Membru stâng al egalității. Aducem la același numitor. Vine egal cu K. Pentru că K plus 1. Plus 2, K. Plus 2. Plus 2, da. Supra 2. Și egal cu? K pentru că K plus 1. Plus 2 pentru că K plus 1. Totul supra 2. Și egal mai departe cu? K plus 1 pe lângă K plus 2. Scoatem pe K plus 1 factor comun. K plus 1 pe lângă K plus 2. Uitați-vă pe care ți-a rugat, lucrați acolo, pur și simplu conduci calculul fiecare, da? Deci ce ai făcut? Ce a făcut? Amplificând cu 2 aici, însemna 2 pe lângă K plus 1. Tu ai desfăcut paranteza, dar e 2 pe lângă K plus 1. Și K plus 1 îl vedem și într-unul și altul, scoatem pe K plus 1 factor. K plus 1 pe K plus 2 pe 2. Adică e tocmai membru drept. E membru drept, nu? Adică, ce am arătat aici? Că P de K plus 1 am arătat, chiar așa spune, am arătat că P de K plus 1 este adevărat. Am arătat că P de K plus 1 adevărat. Dar de cine ne-am folosit noi ca să arătăm P de K plus 1? Ne-am folosit de P de K, da? Deci, practic, am arătat că PDK te ajută să spui că și următorul este bun. Deci, demonstrația asta este. Demonstrația este echivalent, scrie așa, 2 roman, așa, demonstrația, adică, dem, echivalent cu a arăta că PDK implică și pasul următor, implică PDK plus 1. Ăsta e mersul problemei, da? Deci, la demonstrație, am presupus muncind noi că am ajuns până la ordinul K. Și am dorit să arătăm că și P de K plus 1 e adevărat. Dar am arătat acest P de K plus 1 pe baza lui P de K. De fapt, în demonstrație, am arătat că P de K face ca și pasul următor să fie bun. P de K plus 1 să fie bun. Adică, dacă noi am mers până la 3, înseamnă, și știm că este adevărat, că am muncit aici, îl vedeți cu toți. Este adevărat. Și cum în demonstrația am arătat că pasul următor e bun, înseamnă că acum 4 e bun. Dar fără să-l mai facem pe 4. Că am arătat aici și în demonstrație. Pasul următor e bun. 4 e bun. Și 4 fiind bun, înseamnă pe baza demonstrației și următorul e bun. 5 e bun. Și 5 fiind bun, 6 e bun. Și 6 fiind bun, următorul e bun. 7 e bun. Și așa departe. Deci, 1, verificarea și cu demonstrația. Deci, etapa 1 și 2, astea două, adică verificarea și demonstrația, îți permiți să spui că e propoziția, predicatul de mai sus devine propoziția adevărată pentru orice N. Da? Deci P de N, oricare ar fi N natural. Deci P de N e tot timpul adevărată, indiferent la ce N te oprești tu. Că e 100, că e 1000, că e 70.000, n-are importanță la ce ordine. Deci, insist încă o dată. Vreau să prindeți mecanismul. Deci, cineva spune, știi tu că asta e adevărat? Nu știu. Dar eu am la mine o tehnică din clipa asta care îmi permite să verific dacă ce mi-ai spus tu e corect sau nu. Anume, verifici prima parte, instrumentul care l-ai la dispoziție se cheamă inducția matematică, nu? Fenomenul ăsta de inducție. Și verifici că două etape trebuie să parcurgi. Trebuie să verifici că este corectă, adică primii pași sunt corecți și presupui că ai mers așa din aproape, până la un ordin K și vei arăta că pasul următor e bun. În demonstrație ăsta este momentul. Arăți pasul următor e bun. Dar te folosești de cine te folosești? De pasul până la care ai ajuns tu. Concret, noi am ajuns numai până la 3. Și dacă m-a arătat că pasul următor e bun, adică 4 e bun, de acum zic pasul următor pentru 4 e bun. Adică 5 e bun. Și dacă 5 e bun, 6 e bun. Și mai departe. Înseamnă că, indiferent la ce ien te oprești, e tot timpul bine. Și asta este inducția matematică. Da? Ștergem tabla. Să
Așa tu ștergi și eu din urmă ca să suce. Pe paromedă și eu. Asta stată și imediat. Alte greșițe, te rog. 1 plus 5 plus 9 plus puncte puncte plus 4m minus 3 paranteză egal cu n pe lângă 2n minus 1 n. Vorbești tu acum, l-am uitat cu Cosmin. Etapa de verificare. Da. N egal cu 1 și vine Fede, 1 devine 1 egal cu Dar de ce știi, de ce te oprești la 1? 1 plus 4 1 plus 3. 5 plus 9 ar trebui până unde mergi? Până la 4, 1, 4, minus 3, 1. Adică nu mai continui la 1. De ce te oprești la 1? Deci tu înlocuiești pe N în ultimul termen acolo din sumare, da? Și înseamnă că ultimul devine chiar primul. 1 egal cu 1 pe lângă 2 ori 1, 2, minus 1, 1. 1 ori 1, 1, 1. Deci 1 egal cu 1, adevărat. Când N egal cu 2, devine, P de 2 devine. Zic, vorbește cu asemenea. Dar uite-te că ai cel, nu te uiți la tablă. 1 plus 5 plus 9. Plus cât? Până unde te duci? Până la 4 ori 2. 4 ori 2. 8 minus 5. 8 minus 3, 5. Deci până la 5 te oprești. Deci vine 1 plus 5, doar atât. Da. 1 plus 5 egal cu... 2 pe lângă 2 ori 2, 4, minus 1, 3, 2, 6 și adevărat. Deci, P de 2 egal. Pentru e egal cu, hai, repede, pentru e egal cu 3. P de 3 devine. 1 plus 5 plus 9. Scrie, mă, scrie și lucrează, mă, lasă. 1 plus 5 plus 9. 1 plus 5 plus 9 plus 4 ori 3, 12, minus 3, 9. Până la 9 te rog. Da. Stop, 9. 9 egal cu... 3 pe lângă... Scrii, mă, 3, mă, scrii, 3. Pe lângă 2 ori 3, 6 minus 1, 5. Deci cât vine? 3, 5, 15. Da. Și 1 plus 5 plus 9 fac 15. Da. 15 egal cu 15. Scriem, 15 egal cu 15, rezultă 3 de 3, adevărat, da? Da. Pentru mine egal cu 4, nu ți-e clar cum înseamnă. 1 plus 5 plus 9 plus 4 ori 4, 16 minus 3, 13. Deci plus 13. Acolo te oprești, egal cu? Egal cu 4 pe lângă 2 ori 4. Lucrează, mă, lucrează 4 ori 4, toate chestia o faci. Minus 1, 7 și 14. E adevărat? Da. Deci pentru n egal cu 4 egal cu... E bine, da? Fă și pentru 5, mă, ca să fii sigur. Pentru n egal cu 5, ce devine? 1 plus 5 plus 9 plus 13 plus 17 egal cu 5, 10 minus 1, 9 9 ori... 45. Și stânga face 45. Da. Până acolo a fost adunat odată, vă știți, suma de desubt, 28. Și cu 17 fac 45. Că tu te folosești de suma de înainte. Că până la 13 a adunat. A făcut 28. Da? Tu nu le aduni de la început. Iar 1 plus 5 plus 9 plus 13. Și pur și simplu, că ai o știe, că e 28. E făcut mai înainte. Și cu 17. Face 45 egal așa. Și acum, etapa a doua. Demonstrație. Vorbește pe asemenea. Arătăm că... Nu. Presupunem că... Că-i tot mers așa până când te-ai plictisit, până la un ori din cap. Da? Presupunem.
presupunem, pe de ca adevărat, adică au plus puncte, puncte. Până la cine? Până la 4K minus 3. Egal cu K pe lângă 2K minus 1. K pe lângă 2K. Egal cu cât? Cu K pe lângă 2K minus. Ne întrebăm P de K plus 1 adevărat? Scriem așa, ne întrebăm P de K plus 1 adevărat? Cine este pasul următor? Să-l vedem. E 1 plus 5 plus 9 plus puncte, puncte, plus ăsta de aici plus 4K minus 3 plus următorul. În loc de K, vei pune K plus 1. Scrii 4 sus ca să faci calcul, 4 pe lângă K plus 1 minus 3 și face 4K plus 4 minus 3 și face 4K plus 1. Deci după 4K minus 3 vine 4K plus 1. Da? Egal cu cât trebuie să-ți dea? K plus 1. K plus 1, adică în loc din punem K plus 1 pe lângă 2K plus 1. Să vadă, să înțeleagă și de ce 2K plus 1. Arată de sus, deasupra scrie acolo. 2 pe lângă K plus 1 minus 1. Uitați, e 2 pe lângă, în loc de ne punem K plus 1. Și vin 2 pe lângă K plus 1 minus 1 ăsta. Vin 2K plus 2 minus 1, faci 2K plus 1. Vă spun, nu înțeleg clar. Dar nu ți-e clar? Hai să clarificăm lucrurile. Păi ai venit aici la Proof Online, n-ai voie să pleci așa. Ce nu ți-e clar? Hai să spunem. Cum se trece de la K la K plus 1? Da. Bine. Hai să stăm o dată. Uite, de la... Când am trecut de la 3 la 4, câți termeni au fost aici? 3. Câți sunt aici? 4. Deci crește cu unitate. Când trec de la K la K plus 1, trebuie să mai am încă unul în plus față de ceea ce am avut aici. La P de K ce înseamnă la P de K? Că în loc de N ai pus K. Că dacă P de N arată așa, P de K înseamnă 1 plus 5 plus 4K minus 3 egal cu K pe lângă 2K minus 1. Acum, la trecerea la K plus 1, înseamnă că mai avem un termen în plus, cum am avut aici pe 13, trebuie să avem încă 1 față de 4K minus 3. Că până aici, până aici cine a fost? E P de K. Adică e asta despre care am spus că este verificată de noi. 1 plus 5 plus 9 plus 4K minus 3 plus încă 1. Cine este acel următor? Este exact de aici, ăsta de aici, dar trecând pe K, în cine? Pe loc de K punem K plus 1 acum. Încă un pas mai în față. Și vine 4 pe lângă. Uite, 4 pe lângă. În loc de K, e K plus 1. Minus 3. Da? Minus 3. Și egal cu 4 ori K, 4K, plus 4 ori 4, minus 3. Adică face 4K plus 1. Deci următorul termen pe care nu-l știam cât este, e 4K plus 1. Cum l-am adăugat pe aici, pe cât l-am adunat? Pe 13. Următorul după 9 e 13. Următorul după 4K minus 3 e 4K plus 1. Dacă îl vedeți pe următorul, aici înlocuim pe K cu K plus 1, încă un pas mai în față, vine 4 pe lângă K plus 1, 4K plus 4 și 1, 4K plus 5 ar fi următorul. Următorul ar fi 4K plus
Nu 5, 6, la 4K plus 6. 4K plus 9. 4K plus 9, că vine 4 pe lângă K plus 4, da? Și plus 5, 4K plus 9. Și așa mai departe. În concluzie, noi n-am avut decât nevoie să trecem de la K, de la K la K plus 1, adică am înlocuit pe K-ul de aici cu K plus 1. Atât, pe următorul termen. Și egal cu cine? Păi egal cu cât era înainte la P de K. K pe lângă 2, K minus 1. Deci în loc de K punem K plus 1 și vine 2 pe lângă. Iar în loc de K punem K plus 1. Vine 2 pe lângă 2 pe lângă K plus 1 și desfacem paranteza. 2K plus 2 minus 1 cum era aici. Și 2 minus 1 face plus 1. 2K plus 1. Deci, practic, ce trebuie să arătăm la P de K plus 1? Să arătăm că suma asta toată este egală cu așa ceva. Dar trebuie să arătăm asta, dar nu știu. Și zicem, membru stâng ăștia. Membru stâng. Membru S. Și ăsta este membru drept. Membru drept. Și luăm MS, membru stâng, este egal cu, scriem încă o dată, 1 plus 5 plus 9 plus 4K minus 3 plus 4K plus 1, pune în paranteză ca să fie înțeles, egal cu. Până unde ai deja știut? Până la 4K minus 3. Subliniază. Și cât este asta? E K pe lângă 2K minus 1. Pune de desubt. Pune de desubt. Este K pe lângă 2K minus 1. Și atunci poți să continui K pe lângă 2K minus 1 plus 4K plus 1. Egal cu, desfacem paranteza, 2K pătrat, 2K pătrat minus K, așa, plus 4K. Egal mai departe, duci în termeni asemenea, 2K pătrat rămâne. 2K pătrat, plus 3K, plus 1. Ăsta e membru stâng, da? Da. Membru stâng. Membru drept. Membru drept era cât? K plus 1, pe lângă 2K plus 1. Pe lângă 2K plus 1. Și egal cu? 2K pătrat. 2K pătrat. Plus 3K. 2K. Așa. Plus 1. Plus. Și egal cu 2K pătrat. Plus 3K. Plus 1. Adică membru stâng egal cu membru drept. Da? MS egal cu MD. Deci MS egal cu MD. Asta înseamnă că am arătat că P de K plus 1 care era P de K plus 1 adevărat. Dar, de fapt, ce am arătat, măi? Că PDK te ajută să arăți că și pasul următor e bun. Deci PDK implică PDK plus 1. PDK implică PDK plus 1. Și sublinează, asta este lucrul cel mai important pe care trebuie să remarcăm în demonstrație. Că PDK te ajută să arăți că și PDK plus 1 este adevărat. Și acum, verificarea și cu demonstrația scrie 1, 1, verificarea, și 2, demonstrația, acolată din cele două, rezultă că P de N adevărat, oricare ar fi N natural, indiferent ce N pui tu acolo, tot timpul va fi adevărat. Cu asta am arătat că am predicatul acela devine propoziție universal adevărată. Adică tot timpul adevărată, indiferent ce el de pune tu. Hai să mai vedem încă o dată. Care este miezul problemei? Deci, e vorba de o afirmație despre care nu știi că este corectă. Și atunci încerci să parcurgi cele două etape. Aplici pe fenomenul acesta de inducție matematică, da? În verificare, particularizezi pe el câțiva pași, 1, 2, 3, 4.
treci la etapa a doua, că din situația particulară pentru 2-3, nu ai văzut că nu merge treaba, că tot timpul te întreabă cineva care este cică contra. Zice, dar pasul următor e bun? Și dacă tu îl faci, el te întreabă, dar pasul următor e bun? Și tu tot îl faci și el te întreabă, pasul următor e bun? Și atunci tu ți ieși din minți, cum se spune. Deci stai mai o leacă că te rezolv eu acum. Ți arăt că pasul următor e bun. Adică treci la etapa a doua, demonstrație. Și presupui că ai tot mers cu el așa, în hărjoana aceea, până la ordinul cal, nu? Și dacă ai ajuns până la ordinul cal, scrii, presupun că PDK e adevărat, că am mers până acolo. Și îți voi arăta că pasul următor e bun. Deci arăți că PDK plus 1 este bun. Că asta te întreba el, următorul e bun? Că asta ți arăt acum. Îl scrii cine este pasul următor, înlocuim pe K cu K plus 1 în PDK. Și în felul ăsta... Alo? Alo? Bine. Așa. Și în felul ăsta îți apare pe de plus 1 scris așa, cum îl vezi aici. Plus un termen de față de PDK, pe care trebuie să-l găsești perfect. Și acum, membru stângă lei și-l lucrez, știi că până într-un ordin, până aici ai bucata asta care e deja cunoscută la poziția K, înlocuiești și este vorba de K pe lângă 2K minus 1, plus 4K plus 1, și lucrez și îți dă un rezultat. Membru drept este ceea ce a rezultat prin locuirea lui K cu K plus 1 în membru drept din PDK. Și trebuie să fie același lucru. Este. Deci PDK plus 1 acela care avem eu semn de întrebare e adevărat, domnule. Dar cine te-a ajutat să demonstrezi PDK plus 1? PDK. Deci PDK implică PDK plus 1. Și acum ai cele două etape. Verificarea și demonstrația. Din cele două poți să spui că PDN adevărat, indiferent ce e pe bune acolo. Da? Să ștergem tabla și să vedem un alt exercițiu. Mai ai? Câte? La pară de pe care am zis acum, două. Așa, se face, mă. Fă comandă și gata. Lucrăm la două mâini aici. Andreea vă bate și eu vă bat, da? Andreea, acum vorbești tu să le explici. Și dacă nu înțelegi, să le explici încă o dată. Și dacă nu înțelegi, încă o dată. Da. Da? Da? Până când înțeleg ce vrei. Asta e. Să vezi că munca de profesor nu e chiar simplă. Aha. Dictații. 1 supra 1 ori 2. Plus 1 supra 2 ori 3. Plus puncte puncte. Plus 1 supra n pe lângă n plus 1. Andreea, o recunoști pe asta? De când am făcut-o? Adică am făcut-o noi și când ați explicat... Doar! Da. N-am făcut-o aseară, mă? Altă seară. Că aseară n-ați venit. Ați venit aseară? Nu. Nu aseară. Nu? Nu aseară. Întreabă, nu? Da. Nu ați fost, mă. Și când nu v-am predat prima dată, când m-am vorbit, asta v-am dat. Alo? Exercițiul ăsta v-l-am dat. Da? Alo? Hai, mai ajutezi așa cu mine. Da. Deci exercițiul ăsta l-am dat data trecută. Și îl aveți rezolvat. Nu-l mai fac cu o dată. Altul. Nu credeți că este asta? Uite-te, Mariane. Când am predat eu prima dată, mă? Altă seară. Nu este acolo? Da. Uite-te, mă, nu-i așa? Da, da. Uite-mă, e asta, mă. Așa. Da, următorul. Vitează. 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5, plus puncte, puncte, plus 1 supra 2n minus 1,
Pe lângă 2 în plus 1. 2 în minus 1, cred că 2 în plus 1. Egal cu n supra 2 în plus 1. E, trebuie să explici așa, așa încât să înțeleg și eu. Predicatul pe de n sună așa. Este predicatul pe de n și luăm prima etapă, verificarea. Corect. Băi, dacă nu înțelegi voi, dacă nu înțelegi, să-mi toarci să. Când zice, nu ai înțeles acolo, n-am înțeles acolo. Poate ea explică mai bine decât mine, să zic. Și luăm pe n egal cu 1 și atunci p de 1. Devine. Devine 1 supra 1 ori 3. Și aici ne oprim. De ce? Pentru că înlocuim cu 1 aici, l-am luat n egal cu 1. Și ar veni 2 ori 1, 2, minus 1, 1. Și apoi 2 ori 1, 2, plus 1, 3. Și avem 1 supra 1 ori 3. Și aici de la fel. Deci ultimul e chiar primul. Deci primul, pentru n egal cu 1, înseamnă prima fracție. Egal și înlocuim cu... aici. Și avem 1 supra 2 ori 1 plus 1. Și egal cu 1 supra 2 ori 1, 2. Și egal cu 1 pe 3. Și este adevărat. 1 pe 3 egal cu 1 pe 3. Deci P de 1, adevărat. Mai departe. Pentru n egal cu 2. P de 2 devine 1 supra 1 ori 3. Ce zici? Vorbești tu, cu tine. Si. Egal cu 1 supra 2. A. L-am înlocuit pe 1 cu 2. 2 supra 2 ori 2, 4, minus 1, 3. Pe lângă 5. 5. Cât vine acolo? 8, 2, 4. 5. 2 supra 5. 5. Așa. Și lucrăm aici să vedem cât dă, amplificăm cu 5, ca să ajungem la același numitor. Și atunci ar veni 5 plus 1, 4 supra 15, egal cu 6 plus 15. Simplificăm prin 3. 6 plus 15, da? Da. Și de 2 supra 5. Și atunci P de 2 este adevărat. Da? Mai verificăm încă unul. N egal cu 3. Da. P de 3 de 1 supra 1 ori 3. Plus 1 supra 1 3 ori 5. Plus 1 supra... 5 ori 7. Se vede foarte bine. Da. De 2 în 2, nu? Da. Și cred că mai continuăm? De unde îți dai seama că mai continuăm? De unde? Nu că ești pe el acolo, la final, cu 3. Și cât vine acolo? Deci 2 ori 2, 4, minus 2 1. 3. 2 ori 3, 6, minus 1, 5. Și 2 ori 3, 6, și cu 1, 7. Deci 1 supra 5 ori 7. Ne-am oprit, stop, egal cu? Cât? 3 supra? 2 ori 3, 6, plus 1, 7. Asta trebuie să arătăm. Membru stâng. Care este membru stâng? Notează, membru stâng este asta. 1 supra 1 ori 3. Deci ms. Hai să muncim așa, ms e egal cu 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5 plus 1 supra 5 ori 7. Egal cu, muncim. Egal cu. Chiar ms e egal. Spui ms e egal. Da. E membru stâng, ai egalități. Da. Dar până acolo ai făcut deja. Până aici este 2 pe 5. Deci vine 2 pe 5. 2 pe 5 plus 5 ori 7. Amplificăm cu 7. Amplificăm cu 7 acolo. 14. Vorbește, 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 că nu știi ce-ți fac acolo. Să-i trăznăi. 15 pe 3. 15 pe 5. 3 pe 7. 3 pe 7. Adică e egal cu MD. E egal cu membru drept. Cu asta ai arătat că și P de 3 e adevărat. Hai să mai facem încă o etapă. Pentru n egal cu cât acum? Pentru n egal cu 4. Ce devine P de 4? P de 4 devine. 1 supra 1 ori 3. Vorbește, vorbește, Cosmin.
Ai obosit. 5 ori 7 plus 7 ori 9. Da. Egal cu 4 ori minus 1, 7. Ori 4 ori plus 1, 9. Deci 1 pe 7 ori 9, ne-am oprit, da? Da. Egal cu 4 pe 9. Pe 9. E 4 pe 9. Și acum? Membru stâng. Scrie-l. M, S, egal cu? 1 supra 3 plus 1 supra 5 ori 7 plus 1 supra 7 ori 9. Da. Da. Până aici este... Alo. Dar eu sunt într-o lecție, sunt în direct și nu pot răspunde. Mă sunați de mâine dimineață. Pe la... Da, 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 da. La 8, așa. Bine, bine, la revedere. Da, te rog. Deci ce s-a întâmplat? Prima bucată e 3 pe 7 făcută mai înainte. Da, și apoi avem următorul. Am venit pe 1 supra 7 plus ori 9. 7 ori 9. Și amplificăm cu 9. Amplificăm cu 9. 3 ori 9, 27 și cu 1, 28. 28 pe 7 ori 9. 7 ori 9, lasă așa. Și 7 cu 28 se simplifică. Da. Și rămâne 4 pe 9. Adică e egal cu MD. Ce am arătat? Că... MS e egal cu MD, da? MS e egal cu MD, deci membru stâng egal MD. Deci P de 4 este și ea adevărat. În sfârșit, îi zică contra care te întreabă, da pasul următorul e bun, da pasul următorul e bun și spune, bă, lasă-mă în pace. Presupun că am verificat până la ordinul ca, deci treci la etapa a doua, care se cheamă ce? Demonstrația. Da? Deci, doi roman, aici scrie, da? Presupunem P de K adevărat, adică, ce înseamnă pe de cam, Mihai, vorbește tu acum? 1 pe ori 3 plus 1 supra 3 ori 5 plus puncte plus 1 supra 2k minus 1 totul pe lângă 2k plus 1 egal cu k supra 2k plus 1. Presupune P de K adevărată. P de K adevărată, da? Ne întrebăm dacă P de K plus 1 este adevărat. Sigur, dar treabă de foarte tare. Ne întrebăm dacă P de K plus 1 este adevărat. Acesta membru stâng și
până la 1 supra 2 ca minus 1 pe lângă 2 ca plus 1 este P de K, care am presupus că este adevărată, și este egal K supra 2 ca plus 1. Deci înlocuim bucata aceea cu ceva știut dinainte. De la P de K. Deci, membru stâng devine ce? K supra 2 K plus 1 plus 1 supra 2 K plus 1 pe lângă 2 K plus 3. De acord? Da. Egal cum, muncește acum. Amplificăm aici cu 2 K plus 3, ca să zicem la același numitor. Da. Avem 2 K plus 3 totul ori K plus 1 supra 2 K plus 1 pe lângă 2 K plus 3. E frumos că reclamă ăștia, de, mă sună ăștia continuu și spun că nu prea înțeleg ce scrii. Deci egal cu linii de fracții. Înmulțim aici K cu 2K plus 3. 2K pătrat. 2K pătrat. Plus 1 supra 2K plus 3 pe lângă 2K plus 3K plus 1. Supra 2K plus... facem și 2K plus 1 pe lângă 2K plus 3. Auzi, un mesaj pentru tine. Da? Citește-l. Pentru ca să-i dai... Da, citește-l. Deșteaptă fata în galben de la tablă, îi merge mintea, băiatul care nu se vede e mai adormit în schimb. Mihai. Mihai, nu te vede, așa că ești mai adormit. Așa. Așa. Am lucrat membru stâng și acum... membru drept. Așa, cât este membru? Membru drept este numai atât. Da. E? E, uite-te acum, fă o comparație între cele două fracții. Fracția ms cât cum arată? Așa. 2k pătrat plus 3k plus 1. A, îl scoatem pe k factor comun aici. Da, da, că te întorci înapoi. A, da. Dacă ți-au zis că treaba e bună, să vedem acum. Fă, compară cele două fracții, te rog. Deci, fracția asta și cu asta. Uite-te la ele. Trebuie să reducă 2 capus 1. Așa trebuie, să simplifice, atunci, da? Atunci aici ar trebui să... Faci niște grupări și niște șmecherii încât să, da, să scape acolo. Fă șmecherie. Nu, da, trebuie să reducă, trebuie să se simplifice. Da, se simplifice. Deci 2 capus 1. Ai 2 ca pătrat? Da. Ai 2 ca pătrat plus 1. Hai și voi, că și voi sunteți aici prezenți. V-ați văzut că nu vă văd, dar oamenii vă urmăresc. Trebuie să fiți prezenți. Mihai, nu te lăsa, cum să spun, adormit. Trezește-te! Să vedem. Deci, eu am o idee. Hai pe 3K să scrii ca fiind 2K plus 1K. Da. Scrie sus. 2K pătrat, 2K pătrat, plus 2K, plus K, plus 1, totul supra 2K plus 1 pe lângă 2K plus 1 pe lângă 2K plus 3, egal cu? Primii doi aceia se grupezi doi. Și ce să faci din aceștia doi? Ce poți scoate din ele? De 2K pătrat cu 2K. 2K, sigur că da. Deci egal cu 2K pe lângă K plus 1. Era bine să scrii de sub K, da, până în K. Hai scrii de sub. Egal cu 2K pe lângă K plus 1. Și plus K plus 1, pune-l pe ăla într-o paranteză ca să-ți atragă atenția și mai tare. Totul supra 2K plus 1 lângă 2K plus 3. Egal cu. Ce putem face sus?
dăm factorul cu 1 pe K plus 1. K plus 1 factor, K plus 1 pe lângă. 2K plus 1. 2K din primul, 2K și 1 de aici. Da. Plus 1 totul supra 2K plus 1. 2K plus 1. Exact. Și cât îți rămâne? Și egal cu K plus 1 supra 2K plus 3. Adică cine este ăsta? Tocmai membru? Membrul drept. Deci egal cu mândr. Așadar, ai plecat de la membru stâng și ai muncit și ai ajuns la membru drept. Nu? Înseamnă că MS e egal cu MD. Nu? Deci la PDK plus 1 ai arătat că MS e egal cu MD. Asta înseamnă că PDK plus 1 care aveai dubii înseamnă că acum poți să ștergi semnul întrebării. Lasă-l aici atunci de aici. Că PDK plus 1 adevărat. Și asta te încântă foarte tare, că tu, asta trebuia să vezi, PDK plus 1, da? Este adevărat. Da? Este un, este adevărat, dar tu, de fapt, în demonstrația, l-ai folosit pe PDK. De fapt, la urma urmei, demonstrația înseamnă că PDK implică PDK plus 1. Da? PDK implică PDK plus 1. Asta este partea esențială a demonstrației. Și acum, verificarea și demonstrația. Hai să scriem și 1 roman și 2 roman. 1 roman. Ai, nu, nu, nu. Zic 1 roman. Verificarea. Partea 1. Verificarea. Deci sub partea a doua. Demonstrația. Cele două etape parcurse îți permit să spui acolată din cele două că PDN adevărată, oricare ar fi e, oricare ar fi e natural. Indiferent ce îl folosești, tot timpul este adevărat. Mai ai vreunul? Mai ai vreunul. Hai, să-l faci și spui ce n-am. Ce să faci? Bă, avem comandă serioasă. Dă-mi, da, tu mergi înainte și eu merg cu. Pentru voi vreți să luați mâine 10. Asta, asta v-a spus în cap chestia asta. Da. Lasă-mă cu mine și vezi ce spun ei. M la puterea 3-a plus 5M deci dividit-l cu 6. Se divide cu 6. Da, se divide la 6. Deci tot ăsta, da? E la 3 plus 5 el, prin paranteză, așa? Altfel înțeleg că numai 5 el se divide la 6, da? Deci arătăm că toată chestia aia se divide la 6. Asta este, asta e afirmația. Convinge. Pasul tot verificarea. Etapa 1, da? Verificarea. Considerăm N egal cu 1. Și atunci P de 1. De bine. De bine. 1 la 3-a plus 5 ori 1. 1 care face cât? Egal cu 6. 6 se divide la 6. Divide la 6 parte la 6, exact. Da. Înseamnă că P de 1 adevărat. P de 1 adevărat. Dar nu mai departe. N egal cu 2. Da. P de 2 divide. 2 la 3-a. Plus 5 ori 2. 8 plus 10 și la 18. Care se divide la 6? 18 împarte exact la 6. Atunci pe 2 se divide. Să mai verificăm și N egal cu 3. N egal cu 5 ori 3. 27 plus 15 46 42
se divide ele. Sunt parte la 6. 42 sunt parte la 6, da? Fiindcă 42 scrie că ar fi din 6 ori 7. Da. De motivul ăsta. Și atunci pe de 3 este adevărat. Și pe de 3 e adevărat. Considerând că am ajuns la pe de K. Deci trecem la etapa... A doua. A doua. Data intrării. Presupunem că am tot verificat la etapa K. Presupunem pe de K adevărat. Da. Sigur, dacă am verificat, e adevărat. Adică? Pe de K. Înseamnă? Ca la 3-a, 5-a, 5-a, 6-a. De fapt, echivalent, tradus asta însemna că acest K la 3-a plus 5K se scrie 6 ori P. Că totdeauna, faptul că se divide la 6, înseamnă 6 ori ceva. Înseamnă că K la 3, acest K la 3-a plus 5K se scrie ca fiind 6 ori P, ori număr. Uitați-vă mai sus. 42 se divide la 6, înseamnă 42 se scrie 6 ori 7. 18. Faptul că se divide la 6, înseamnă că 18 se scrie ca 6 ori 3. K la 3 plus 5K se divide la 6 este echivalent cu a spune că acest K la 3 plus 5K se scrie ca fiind 6 ori un P. Nu știu ce P. A fost odată 3, odată 7, nu? Da. Va fi altul la etapa K. Bun. Ne întrebăm, ne întrebăm, P de K plus 1 este adevărat? Dar cine este P de K plus 1? Înlocuim peste tot în K-ul cu K plus 1 și devine. P de K plus 1 este K plus 1 totul la 3-a. K plus 1 totul la 3-a. Minus 5 pe lângă... Plus. La plus, plus 5 pe lângă... Așa. Egal mai departe lui. Să se divide la cine? La 6. Totul ăsta, o paranteză dreaptă, da? Se divide la 6. E de parcă ar spune, ridicăm la 3-a, K plus 1 la 3-a, cât înseamnă? K la 3-a plus... 2K. Atenție că e la 3-a. 3. Atenție, atenție, că vine unul la... 3K la 2-a plus 3K. Plus 1, nu? Da. Deci K plus 1 tot la 3-a. Plus 5K plus 5. Egal cu? Lucrăm. Da. Cât este? K la 3-a. K la 3-a plus? Plus 3K pătrat. Deci am luat membru stâng. Hai să spunem pe cea dreaptă. Da? Membru stâng aici. Membru stâng. Asta este. K la 3 plus 3K. Plus 8K. Plus 8K. Și plus? Plus 6. Plus 6. Egal cu. Dar tu ai ce? Tu ai mai sus că K la 3 plus 5K se scrie ca 6 ori P. K la 3 ăla ai? Sublinează-l. K la 3. Unde este K la 3? Nu. Îl neghi și tu tău. Nu mi-am pus tău. K la 3 ai. Mai departe, plus 5K. Îl schimb pe 8K ca 5K plus 3K. Corect, așa o să facem. Deci egal cu K la 3-a plus 5K plus 3K pătrat plus 3K plus 6. Pentru Mihai și cu Cosmin. Cosmine. Deci noi avem P de K adevărat. Adică ce știm? Că acest K la 3-a plus 5K e 6 ori P. Din faptul că am verificat, până la ordine respectiv. Încercând, noi avem acum de arătat că P de K plus 1 e adevărat. Adică ce trebuie să arătăm? Trebuie să arătăm că K plus 1 la 3-a plus 5 pe lângă K plus 1 se divide și la 6. Adică tot ăsta trebuie să arătăm că e 6 ori altceva, nu tot un P. 6 mulțit cu alt număr. Un T, un V, habar n-am. Însă, ca să demonstrăm acest lucru, trebuie să ne folosim de cel de mai înainte. Adică ce știm? Că ăsta, K la 3 plus 5K, face 6P. Dar eu nu am decât K la 3 aici. Nu mai am plus 5K. Și l-am rupt pe 8K. În cine l-am rupt? În 5K plus 3K. Și acum bucata asta de aici este știut că e 6P. Nu? Deci egal mai departe cu 6. 6P. Plus...
ai putea să dai factor comun un 3 de la un capăt la celălalt, da? Da. Dar eu spun așa, nu mai adunește să dai 3K. Deci plus 3K plus 3K pe lângă. Da, K plus 1. K plus 1 și plus 6. A, și dăm pe 6. Dăm din ăștia 2 un 6, deci egal mai departe cu 6 pe lângă pe plus 1. P plus 1 plus 3K pe lângă K plus 1. Ce părere aveți? Produsul a două numere consecutive se împarte la 2? Produsul a două numere consecutive se împarte la 2? 3 ori 4? 2. Se împarte la 2. 5 ori 6? Din motivul că unul din ele este par. Deci fiind două numere consecutive, unul e par și altul e impar. Ăla par se împarte la 2. Deci totdeauna se împarte la 2 aici. Deci aici poți să pui un 2T în loc de asta. Da. Și atunci vei avea egal mai departe cu 6 pe lângă 6 pe lângă P plus 1 plus 3 înmulțit cu 2T. Și egal mai departe cu 6 pe lângă P plus 1 plus 6T. Dăm factor comun pe 6. Da, și egal cu 6 pe lângă 6 pe lângă 4 plus 1 plus T. Așa. Și egal mai departe, dacă e 6 oriceva, poți să mărătesc cu U sau cu M, toată paranteza, și egal cu 6 ori M. Și dacă ai arăta că partea asta din stânga, membru stâng, îi zice 6 oriceva, nu înseamnă că el se împarte la 6? Asta și trebuia să demonstrez. Deci, spunem acum, P de K plus 1 este adevărat, că ai reușit să-l scoți pe 6. P de K plus 1, adevărat. Dar, de fapt, la urmă, ce ai arătat tu? Că PDK, că te-a ajutat PDK. Deci PDK implică PDK plus 1 și în momentul de față demonstrația este perfect făcută. Adică ai verificarea și demonstrația, nu? Îți permiți acum să spui că unul roman, verificarea, și doi romani, demonstrația. Te determină să spui că P de N adevărată, oricare ar fi N, sigur, și pe asta, punct. Băi, comanda făcută, am executat comanda, sunteți mulțumiți sau nu? Da. Băi, dacă sunteți mulțumiți, mai vedeți și mâine seara. Da? Vă așteptăm cu drag. Acum mă lăsați pe mine și cu Andreea să ne apucăm de temă, că tu ai ceva altceva de făcut. Haide să pornim la treabă, Andreea. Oprim fișierul și îți dai drumul la un autor.